și iară e dimineață, și iară e luni, și iară vă dau salutare, dragi colegi de izolare. Cum a trecut weekendul? Ușor, ușor, ca o păsărică pe cerul albastru. Cer la care ne putem uita, dar nu putem profita să facem plimbări pe sub cerul liber. Sunt prea poet de dimineață. A mers tratamentul indicat vineri? Vinul roșu. Vinul roșu distruge COVID-ul, distruge orice. Am făcut și eu un pic de tratament, dar până la urmă am trecut pe două păhăruțe de pălincă, să nu fie așa de agresiv tratamentul, doza de atac. Acum, ce să zic eu? Să folosim cuvintele astea care sunt la modă. Dacă bei vin, ești așa asimptomatic. Nu te simte nevasta, nu te simte socra, nu miroși. Dacă bei țuică, deja va păstrezi distanțare socială, că tot te simte că ești purtător. Imediat. Hai încoace. Ești gata. Ești gata. Asta o să rămână în vocabularul românesc pentru următorii ani. Ești gata. Ai fost la... Am fost, că nu poți să nu recunoști. Și cu câți contacti ai fost? Au fost și contactoaice? Lasă că te știu eu. Treci acum la izolare. Îți dă o ordonanță de aia militară. Bei, ți-am zis eu. Atâta bei că o să te ia la un moment dat izoleta. Cuvintele noi. Dar ați observat că de când suntem în izolare folosim și cuvinte în engleză, așa fără să știm. De exemplu, acum suntem pe Facebook. Comunicăm cu cunoștințele prin WhatsApp. Aflăm noutăți de pe Instagram, urmărim fluxuri de știri, de news-uri, dar să nu fie fake news-uri. Deci folosim multe cuvinte de origine englezească, anglosaxonă. Umblăm prin casă, îmbrăcați cum? Cu niște pantaloni baggy, cu tricouri oversized și purtăm flip-flops. N-avem... Avem grijă și de ten, nu avem cum să uităm tenul, da? Folosim dry scrub, folosim body shimmer, folosim o grămadă de chestii, vedeți? Tot în engleză, mai facem și workout. Mai nou, mă uit la videouri cu vedete sau cu oameni simpli care fac exerciții în casă. Dau ăia din mâini, din craci, să întorc acolo pe dușul meu, dar eu nu de-aia mă uit. Mă uit să văd ce au pe în casă. Ce lustră faină, asta e de la Ikea. Ăsta n-are nicio carte în bibliotecă, are numai lumânări parfumate. Ce-i cu chiloții aia murdare acolo? Pe... Da, suntem indiscreți, de aia în timpul ăsta a și crescut vânzarea camerelor video. Au crescut vânzările, nu mai sunt în depozite camere video. Păi de aia și videocetul merge de bubuie, merge videocetul, s-au dublat acolo vânzările corporale la videocet. Eu nu mă pot uita la videocet, că nu, să zic, am un pic de timp să mă uit la videocet. Am făcut o greșeală. I-am luat la soacră mea supramax articulații. Știți cum pășește? Ca o pisică. Nici nu-ți dai seama când e în spatele tău. Și apoi n-am chef de sperieturi suplimentare, da? 27 aprilie. Fix 2 luni se împlinesc azi de când am avut ultimul spectacol. Adică am avut eu și vine, și sâmbătă seara un spectacol la 6 la Zăzut. Am făcut jumătate de oră de stand-up comedy, așa mai surogat, fără public, în fața camerei numai. V-a plăcut? L-ați urmărit vreo 25.000 și vă mulțumesc. Dar totuși, acum azi 2 luni, am avut spectacolul ultimul într-o cafenea din Cluj-Napoca. Așa de mic e spațiu că dacă am respectat noile reguli, ar încăpea așa. Aș fi eu, care ar sta pe scenă, ar fi barmanul și ar mai încăpea un om în public care ar sta undeva la intrare ca să păstrăm distanțarea socială. Atunci au fost mulți, au fost peste 100. Într-un spațiu, vă spun eu, mic, au fost Iuliu cu Ondriș, au fost Dan de la taxi cu o gașcă. M-o și speria Dan de la taxi că dusese o doamnă care aterizase de la Bergamo și-o dus-o acasă în abruză. Mă, o luat ăsta virusul, m-am speriat, dar n-a fost nimic. A venit Raul să legea cu prietenii de la neurologie, neurochirurgie. A fost mișto, un spectacol mișto și mi-e cam dor de spectacole. Cred că și vouă. Ați văzut acum ce se poate face. Ce ziceți? Nu mai vedeam toamna asta la un spectacol așa cum trebuie, live, față către față, într-o cârciumioară, într-un bar, într-un... Cine știe, că și nunțile s-au amânat. Sau am în anunțile mai spre toamnă, o zis domnul Vela, mai spre toamnă. Știți cum e vorba românească? Ce poți face, amână pe mâine, că poate nu mai trebuie, dar să ne pierdem optimismul, că suntem la început de săptămână. Așa că vă urez, ca vorba lui Neanelu Iliescu, a nice day, my dear friends, on isolation. Ne mai auzation și tomorrowation.